Școala va începe luni conform scenariului verde pentru toți elevii din 70 de localități din județul Vâlcea. Aici rata de infectare cu noul coronavirus este mică, așa că elevii se vor putea întoarce în bănci. În Râmnicu-Vâlcea și alte 16 localități se va aplica scenariul galben. Aici vor putea fi prezenți fizic la ore începând de săptămâna viitoare doar elevii din clasele 1-4 și cei care vor absolvi anul acesta clasele a 8-a și a 12-a. Conform scenariului roșu, vor funcționa doar școlile din comunele Făurești și Tomșani, unde se înregistrează mai mult de 3 cazuri de coronavirus la 1000 de locuitori. În cele două localități vor merge la școală doar copiii din ciclul primar. Scenariul verde presupune prezența fizică a tuturor elevilor și copiilor. Scenariul galben presupune prezența fizică a celor copiilor de la grădinițe, ciclu primar și clasele terminale, clasa 8-a, clasa 12-a și anul 3 profesională. Iar scenariul roșu presupune prezența fizică la școală doar a copiilor de grădiniță și a celor din ciclu primar, restul rămânând să desfășoare cursuri online. Cadrele medicale, didactice sau un reprezentant al fiecărei primării trebuie să asigure triajul epidemiologic la intrarea în școala elevilor. Ei vor purta mască și vor putea sta câte doi într-o bancă, în cazul în care unitatea de învățământ nu dispune de suficient spațiu pentru ca să păstreze distanța fizică minim de un metru. Vom avea cadre medicale sau o persoană desemnată de primărie, un asistent comunitar care să vină să superviseze și acest aspect. În principiu, triajul se va face și de către cadrele didactice prin sondaj. Se recomandă distanța de un metru între elevi, dar sunt situații în care dacă această distanță nu poate fi respectată, atunci elevii din aceeași clasă pot sta, de exemplu, și câte doi în bănci. Cursurile se mută în online în cazul în care într-o clasă de gimnaziu sau liceu se înregistrează doar două cazuri de coronavirus. De asemenea, cursurile se suspendă în cazul în care într-o clasă din ciclul primar sau într-o grupă de grădiniță se îmbolnăvește de COVID un singur copil.